Pentru fecioară, în 18 octombrie, deja frustrările se manifestă în primul rând pe zona comunicării cu cei apropiați, prin capricii, prin spirit de risipă mai mare, printr-o nevoie acerbă de a fi apreciați. Vitalitatea poate fi unor mai scăzută, în relații pot apărea ceva necazuri. Între 19-20 octombrie, resursele și bunurile materiale solicită ceva mai multă creativitate. Vă solicită abilitatea, mentalul, e posibil să căutați să trăiți mai bine, iar frustrările din zona de resurse și bunuri materiale pot aduce nervozitate, violență verbală, unor capriciu, iar relațiile pot fi afectate de aceste lucruri. În 22 octombrie, Mercur intrat în Scorpion, aduce în discuțiile cu apropiații posibilitatea de a vă folosi mentalul, de a afla lucruri care vă erau ascunse, lucruri profunde, răspunsuri care poate erau la lucruri poate unor incomode și schimbarea adeseori a modului de a gândi. Sfatul este să încercați să comunicați cât mai diplomat cu putință ideile.